Salutare, dragi prieteni, ați văzut imaginile. Avem o țară absolut superbă. O țară în care n-ar trebui să avem parte de atât de multă sărăcie, de atât de mulți oameni care trăiesc în condiții atât de grele, de atât de multe probleme. Mi-am mai luat încă o zi așa scurt, pe repede înainte, să vin la aer curat, principal din cauza poluării din București. Este o poluare absolut incredibilă, dragii mei. Alaltă ieri dimineață, pentru că ieri am avut proces, și o zi înainte, dimineața, când m-am trezit, am deschis geamul unde locuiesc eu, la marginea Bucureștiului, în Chiajna, și a venit un miros de ceva ars, cauciuc ars, plastic ars, atât de puternic cât am crezut că este un incendiu undeva sub geamul meu. Am uitat bine pe geam, era ceva, nu se știe ce, o substanță care mirosea în toată zona, pe care noi o respirăm, o băgăm în plămâni, ne îmbolnăvim, da? Și încărcăm sistemul sanitar, sistemul medical cu fel și fel de probleme. Totul din cauza poluării. Pentru că cineva, în mod ilegal, undeva, a dat foc la ceva. Este o foarte mare problemă cu poluarea în București. Peste tot în jurul Bucureștiului există fel și fel de depozite ilegale de deșeuri, fel și fel de spații unde se poluează și unde, practic, pur și simplu, niște cetățeni irresponsabili otrăvesc aerul celor care locuiesc în capitala României. Și treaba asta se pare că nu poate fi controlată în niciun fel. Există fel și fel de știri, există fel și fel de site-uri care monitorizează calitatea aerului. Și cu toate acestea, lucrurile astea se întâmplă. Există declarații ale miniștrilor de resort, există operațiuni de fațadă ale poliției. Și cu toate acestea, lucrurile se întâmplă. Te-ai aștepta ca treaba asta să se stopeze și ea nu se stopează. De ce? Foarte simplu, oameni buni. Nu vă imaginați că oamenii care fac așa ceva, pentru că aici nu vorbim de un cetățean, un irresponsabil oarecare, care dă foc la el în curte la ceva, pentru că așa ceva nu se poate răspândi pe o suprafață atât de mare. În zona unde locuiesc eu, este o zonă de blocuri la marginea Bucureștiului, e foarte greu ca ceva ce a făcut un individ într-o curte să răspândească pe o suprafață atât de mare. Deci aici este vorba despre oameni care fac o afacere din treaba asta. Distrugerea deșeurilor în alte condiții decât în condiții legale, în condiții nepoluante, și pur și simplu distrugere, fie prin ardere, prin metode care sunt rudimentare și probabil că fac foarte mulți bani, probabil că dau foarte multă mită, și cei care ar trebui să se ocupe de problema asta la nivel local nu fac nimic, cei care știu, cei care sunt corupți. Deci totul pleacă de la corupție, oamenii. Și corupția momentan a fost pusă pe hold, niște măsuri legislative au fost luate încet, încet. Din păcate, n-au putut fi luate complet, a fost nevoie să fie luate cu prețul unui compromis. Vezi desfințarea secției speciale, unde s-a făcut compromisul propus de UDMR, dar probabil că în spate stau tot strategii, eminențele cenușii juridice ale PSD-ului, pentru că UDMR-ul are foarte mulți oameni cu probleme de corupție. UDMR-ul are interesul ca Direcția Națională Anticorupție să nu funcționeze ca înainte. UDMR-ul are lideri importanți condamnați pentru corupție, are parlamentari care au fugit din România ca să nu execute pedepse pentru corupție. Deci au un interes direct în această direcție. La momentul când s-a discutat desfințarea secției speciale în Camera Deputaților, eu am vorbit despre asta și insist să mai vorbesc din nou. Inițial am vrut astăzi să nu fac niciun fel de comentarii, am zis că poate merit și o zi liberă, dar n-am putut să mă abțin. Am stat de dimineață, ieri seară, am citit știrile, am citit de dimineață știrile și nu pot să mă abțin să nu fac acest comentariu, oameni buni. Dincolo de introducerea superbă pe care am făcut-o, am vrut să vă împărtășesc aceste imagini. Subiectul nu este unul deloc plăcut. Subiectul nu este unul deloc frumos, dar este despre poluare. Dar un alt tip de poluare, dragii mei. Poluarea existentă în Parlamentul României. Murdăria care a intrat în Parlamentul României, am spus eu accidental. De ce accidental? Pentru că a intrat printr-o mare fraudă, printr-o mare capcană electorală întinsă românilor, mă refer la Partidul Aur, printr-o mare excrocherie, a intrat prin propagandă și campanie electorală făcută ilegal în perioada pandemiei, cu încălcarea tuturor normelor de prevenire și combaterea răspândirii virusului, și a băgat în Parlament niște oameni
care n-au ce căuta acolo, dragii mei. Pur și simplu n-au ce căuta acolo. Vă dați seama, după epoca Dragnea, în care au fost proteste de stradă, timp de peste 1000 de zile, împotriva ideii că un infractor legiferează ca scape de pușcărie, prin aur au intrat din nou infractori în Parlament și nu orice fel de infractori. Din tot spectrul. Infractori condamnați pentru corupție, cum era Liviu Nicolae Dragnea, mă refer la generalul Mircea Chelaru, condamnat la 3 ani cu suspendare pentru că a făcut parte din lotul generalilor care au furat case de la armată, deci condamnat pentru corupție, oameni, l-au băgat în Parlament. Interlopul Mihai Lasca, de la Bihor, care este condamnat în primă instanță în două dosare penale, unul de extrocherii informatice și unul de violență, oameni buni, violență domestică, pur și simplu, da? Filmat cum a agresat oameni pe stradă, trăgea mașinile pe dreapta și avea el o problemă cu partenerul unei foste partenere de-a lui, soții sau ce a fost, da? Și pe ăsta l-au făcut parlamentar. Pe ăsta îl vedeți toată ziua la braț cu Diana Șoșoac. Și a mai făcut un parlamentar care a avut o ieșire absolut scandaloasă. Ăsta este subiectul comentariului meu de astăzi. Dan Tănase. Dan Tănase, un individ specializat în incitare la ură interetnică între români și maghiari. Un individ promovat intens de televiziunea infractorului Dan Voiculescu, Antena 3. De altfel a fost și premiat la un moment dat ca fiind jurnalist al anului de către Dan Voiculescu personal cu 50.000 de lei. Un individ care pretinde, a pretins în activitatea lui jurnalistică pe la televiziunile mafioților, pentru că pe acolo a apărut, pe acolo a fost promovat, la televiziunea Antena 3, la televiziunea România TV, a infractorului fugar Sebastian Ghiță, acolo unde s-au promovat toate narațiunile acestea, toate lozincile astea de origine sovietică, lozinci de incitare la ură. Pentru că ura interetnică este unul dintre mecanismele prin care, încă de pe vremea lui Stalin, toate popoarele cucerite de bolșevici, toate popoarele sovietizate, erau ținute sub control. Se creau enclave, se incita la ură unii împotriva altora, națiunile respective erau preocupate să se certe cu minoritățile, minoritățile cu majoritățile și când doi se ceartă, al treilea câștigă și al treilea era întotdeauna dictatura sovietică. Este o chestiune de din micul manual NKVD și KGB. S-a scris foarte multă literatură pe această temă. Nu vreau să intru foarte mult în detalii. Cine este curios, cine cunoaște lucrurile acestea, le cunoaște. Cine nu le cunoaște, poate să caute pe net și o să găsească referințe. Ceea ce spun nu este o poveste. Există foarte multă literatură. Acest Dan Tănase s-a făcut remarcat în această zonă. Acest Dan Tănase este considerat de către unii dintre cei care nu văd lucrurile în profunzime și se uită la ele la suprafață, de către cei care se uită la Antena 3 și la România TV, de către mulți români din diaspora care, fiind plecați departe de țară, evident că au un sentiment naționalist și patriotic mult mai puternic decât cei care sunt în țară, pentru că iubirea te arde mai rău și te consumă mai rău atunci când obiectul iubirii tale nu este lângă tine, când ești departe de obiectul iubirii tale. Și dacă vorbim de dragoste de țară, când ești departe de țară, atunci te consumă mult mai rău treaba asta. Și într-un fel este explicabil și firesc să fie oameni care să pice în această capcană. Adică eu înțeleg ce încerc să spun, nu caut să le găsesc o justificare, pentru că, în opinia mea, n-au justificare, pentru că nu se informează corect, dar văd logica în motivul pentru care persoane de bună credință, care nu se uită neapărat numai la Antena 3 și la România TV, care nu sunt profilul telespectatorului zombificat de către aceste televiziuni din țară, alegător PSD și așa mai departe, din județe în general unde nu sunt maghiari, că acolo este mare ura împotriva minorităților, este în județe unde nu există minorități. Că unde există minorități, cum provin eu din Banat, unde trăim în armonie, în mozaic etnic, noi nu avem astfel de trăiri, nu avem astfel de problemă, pentru că nu ne deranjăm unii pe alții și trăim bunicii noștri, străbunicii noștri, bunicii noștri, părinții noștri, au conviețuit foarte bine, n-au avut nicio problemă cu niciun fel de alt grup minoritar etnic, pe care de consecință la noi nu ține prosteala asta. În schimb, ține în zone din Moldova, ține în zone din Oltenia, în zone unde nu există minorități și unde oamenii aia habar n-au. Și atunci vine unul ca Tănase, le prezintă un tablou din ăsta al cărui scop este să incite la ură și lumea zice, domne, uite ce patriot cum se luptă el pentru români. Nejudecând lucrurile în profunzime.
Și vedem pe acest Dan Tănase în Parlamentul României. Ați văzut cu siguranță videoclipurile. Eu nu vreau să le pun în montajul meu, pentru că limbajul este absolut execrabil. Da? Revin foarte scurt să relatez pentru cei care n-au văzut. Căutați pe YouTube Dan Tănase înjură în Parlament și găsiți o grămadă de materiale pe această temă. După ce în Camera Deputaților s-a votat desființarea secției speciale, cei de la USR au ieșit să facă declarații presei pe această temă. Dan Tănase împreună cu un alt grup de parlamentari au venit pe holul Parlamentului, în locul unde făceau declarații cei de la USR, și au început să vocifereze, să scoată diverse sunete, să facă scandal, să facă tămbălău, balamuc, că asta este. Iau un balamuc șef George Simion și, după chipul și asemănarea lui, procedează la fel în Parlament. Ca să-i perturbe pe cei de la USR. La final, sub pretextul că unul dintre cei de la USR s-ar fi apropiat mai mult de spațiul intim al domnului Tănase, și aici intervine elementul definitoriu, la care ar trebui să se gândească toată lumea, pentru că are legătură cu ceea ce spuneam anterior. Domnul Tănase avea numeroase posibilități să răspundă acelei apropieri, hai să-i spunem, invazive, pe care dânsul o acuză. N-am văzut imaginile cu acel moment, nu pot să-mi dau seama despre ce e vorba, dar dacă așa zice omul, bănuiesc că ceva i-a declanșat lui nebunia. Să zicem că a fost un act de apropiere oarecum agresiv. Și aici vezi calitatea omului, dragii. Aici voiam să ajung. Aici vezi calitatea omului. Există foarte multe moduri în care poți să pui pe cineva la punct sau poți să arăți cuiva că nu este în regulă ce face, dacă se apropie de tine, da? Și modul în care tu o faci te definește pe tine ca persoană. Și modul în care tu o faci ar trebui să-i pună pe gânduri pe cei care au încredere în tine și pe cei care te urmăresc. Dan Tănase a ales să reacționeze în cea mai low manieră posibilă. În cea mai abjectă, în cea mai oribilă, în cea mai mizerabilă manieră posibilă. Cu un ropot de înjurături, inclusiv înjurături de mamă. Știți că în mentalul colectiv românesc, cea mai urâtă înjurătură este înjurătura de mamă. Deci omul a coborât la cel mai jos nivel. După care a folosit fel și fel de, nici nu știu cum să le spun, susțineri, cu șosete, cu îți dau ordin, cu, deci o chestie total, total deplasată. O reacție de individ dezaxat. O reacție de individ care nu ar trebui să fie parlamentar, oameni buni. N-ar trebui să fie parlamentar. Deci o reacție de, pe care o vezi la cei mai inculți, dintre cei mai inculți, din cele mai rău famate cartiere ale celor mai rău famate orașe, oameni buni. Pe cum să ajungă așa ceva parlamentar? Acel individ n-are nicio capacitate de discernământ, oameni buni, dacă el pe holurile Parlamentului, în fața tuturor ziariștilor care filmau, el a început să înjure ca un birjar. El a început să arunce niște idei către un alt parlamentar, indiferent ce a făcut parlamentarul respectiv. El a început să arunce niște idei total tâmpite, total aiurea. Că-ți ordon? Ce s-o ordone el? Cui s-o ordone? Cum s-o ordone? Păi ce sunt într-o unitate militară? Ce, un alt parlamentar este subalternul lui pe linie militară, e subordonatul lui militar? Cum s-o ordone? Cum s-o ordone? Ca ce chestie? Ce, adică a făcut niște lucruri care trădează, de fapt, caracterul foarte josnic, lipsa de educație cruntă și, până la urmă, lipsa de logică, oameni buni. Dacă stai să-l asculți, dincolo de înjurături, dincolo de tonul care este extrem de agresiv și total inadecvat pentru Parlamentul României, dacă stai să înțelegi logica, bă, ok, ce a vrut ăsta să fac? L-a înjurat pe ăla de mamă. Ce logică are să înjuri de mamă pe cineva în Parlamentul României, da? Sau pe stradă, oriunde, pentru că a venit foarte aproape de tine. Poți să-i spui, nu vă supărați, dați-vă la o parte. Sau poți să spui, băi băiete, fă un pas în spate. Dar ce sens are să înjuri de mamă? Ce sens are să înjuri de mamă pe cineva, tu fiind parlamentar, fiind cu toate camerele televiziunilor pe tine? Pe tine nu te duce creierul bibilica să realizezi că, indiferent ce aș fi făcut ăla, da? Faptul că tu înjuri de mamă în Parlamentul României va fi pe toate canalele de televiziune. Și din momentul respectiv tu ești terminat ca și politician. Ăsta e terminat, oameni buni. Deci ăsta este terminat. Ăsta orice face, bun sau rău, de acum încolo, după ce presa relatează fapta lui, vor fi imaginile video cum el înjură în Parlamentul României. Deci vă dați seama că omul ăsta are o capacitate de discernământ foarte redusă. Adică nu-l duce cap în termeni populari. Și aici vreau să ajung la
chestiunea pe care el s-a ridicat ca persoană publică și a fost ridicat de către televiziunile mafioților. Și eu vă întreb, domne, dacă un individ pe care nu-l duce cap că nu e ok să înjure în Parlamentul României, un individ care nu se poate stăpâni, un individ care după înjurătură vine cu niște lucruri total aiurea, lipsite de logică, fără sens. Adică cum să-i spui unui parlamentar, ci că îți ordon să pleci din fața mea, auzi? Păi ești dus cu capul, prietene, pe cine te crezi? Napoleon Bonaparte? Ori eu vă întreb, un astfel de individ, da? Cum poate cineva să aibă încredere în el pe un subiect atât de complicat cum sunt relațiile interetnice dintr-o anumită zonă a țării? Cum să ai încredere în el? Cum poți să-ți imaginezi că orice spune el pe această temă, hau-hau, tot ce face el, ar putea să aibă ceva în spate, vreo bază intelectuală, de documentare, de rațiune, de logică? Cum? Când el este un individ incapabil să înțeleagă că în Parlamentul României nu ești pe stradă, dar și pe stradă, dacă ar fi făcut așa ceva, el este un individ incapabil să aibă o reacție, o reacție cât de cât civilizată, cât de cât normală, cât de cât inteligentă. Pentru că reacția acestui individ trădează în primul rând foarte multă lipsă de inteligență. Înțelegeți? Deci omul e prost grămadă. Prost grămadă. Ce s-a întâmplat acolo? Ei s-au dus să facă tâmbălău, că atâta știu să facă. De ce? Că aici ajung la faptul că oamenii trebuie să fie foarte atenți pe cine votează și pe cine bagă în Parlament. În momentul în care bagi un om atât de low în Parlament, da? În momentul în care bagi interlop, în momentul în care bagi fel și fel de dubioși, au intrat prin aur niște oameni săraci de ei, l-ați văzut pe ăla, Balabașuc, incapabil să citească un text de pe hârtie cu jurământul de parlamentar. Deci nu o poveste cum a făcut Ghiță, care și ăla s-a împiedicat, dar ăla măcar avea un story acolo de citit. Da? Nu, Balabașuc trebuia să citească jurământul. Eu, numitul, jur să. Și nu era capabil să citească. Vă dați seama? Când baci astfel de oameni în Parlament, de fapt poluezi, oameni buni, poluezi într-o manieră absolut oribilă, împuți legislativul țării tale. Ce s-a întâmplat acolo? Individul s-a dus să facă, pentru că sunt low, ei nu au educația necesară, coeficientul de inteligență ca să poată să facă treabă ca parlamentari. Ei ar trebui să facă legi, să facă interpelări, să vină cu soluții legislative, că de aia ești parlamentar. În momentul în care ai devenit parlamentar, trebuie să faci parte din procesul legislativ și trebuie să scrii legi. Nu să te duci langa să tragi de gardul Republicii Moldova, aia se duce trage de gardul de la spital, să te duci să inciți la ură, să... nu mai merge treaba asta. Da? Tu trebuie să faci cu totul altceva. Pentru că n-au capacitate intelectuală, n-au educație, n-au IQ-ul necesar ca să facă asta, ei fac săraci, ei trebuie să încearcă să iasă cumva în evidență și atunci fac după chipul și după educația pe care o au. Și s-au gândit să facă scandal. Văzând că cei de la USR nu reacționează la scandalul lor, de asta s-a enervat el. Și atunci s-a gândit în mintea lui de babuin, am pus o poză pentru că mi s-a părut amuzant, este un proverb chinezesc, care mi se pare că reflectă perfect această situație, filozoful anonim din China antică, bănuiesc că e de mii de ani acest proverb, a spus cu cât se urcă mai mult maimuța în copac, cu atât se vede mai bine fundul roșu. Exact asta îi se aplică domnului Tănase, s-a urcat foarte sus în copac și o țară întreagă a putut să vadă că este vorba de un babuin, de un pavian cu fundul roșu și de nimic mai mult, dar nu este vorba de un homo sapiens. Și atunci el fiind foarte iritat și foarte supărat că n-a putut ca tămbălăul lui să le strice olora feng shui-ul ce avea ei de făcut, s-a gândit ce? Să facă și mai mult tămbălău. După care a venit cu scuza asta și a spus, domne, ca să vedeți că și în reacție, dacă tăcea filozof românia, așa se spune în România, da? Și în reacție a fost extrem de primitiv, extrem de pavian. A avut o reacție de babuin. Și a zis, domne, fetițele de la USR nu știu ce. Deci în creierul lui, vă dați seama, în creierul lui de maimuță cu fundul roșu cocoțată în vârful copacului parlamentar, cei de la USR sunt fetițe, pentru că nu s-au luat la bătaie. Deci el ar fi vrut să se ia și la bătaie cu cei de la USR. O situație extrem, extrem de gravă, dragii mei, care ne arată cât de greșit este ca oamenii să nu se prezinte la vot, cât de greșit este ca oamenii să nu se informeze, și eu zic că nu au nicio scuză,
pe canalul meu de YouTube, eu am descris toate aceste lucruri acum. Am vorbit și despre acest individ. Am spus că este un individ construit de Antena 3, de infractorul Dan Voiculescu, că este un individ care incită la ură etnică, că este un individ în spatele căruia nu este nimic, nu este niciun fel de substanță, și acest incident dovedește cât de low este acest individ din toate punctele de vedere, da, intelectual și uman și cum vreți dumneavoastră. Dar oamenii au refuzat să se informeze și s-au găsit vreo 500.000 de hăbăuci care au votat așa cum au votat, pe fondul faptului că restul electoratului nu s-a prezentat la vot, exact în situația autorităților, despre care vorbeam la începutul acestui comentariu, care nu iau măsuri împotriva șmecherilor implicați în afacerea asta cu deșeuri, care pare să fie o afacere foarte uriașă, șmecheri care ard deșeuri după cum vor ei. Autoritățile n-au luat, nu iau măsuri și din cauza asta aerul nostru este otrăvit. Majoritatea cetățenilor cu drept de vot nu s-au informat corect, n-au luat măsuri, n-au ieșit la vot. Din cauza asta, prezența a fost mică la vot și Parlamentul a ajuns să fie poluat, oameni buni, cu astfel de personaje profund toxice, personaje care n-ar avea ce căuta în Parlament și care fac deja foarte mult rău și vor face foarte mult rău. De ce spun asta, oameni buni? Pentru că sunt foarte mulți oameni în această țară care se uită la astfel de lucruri și văd că dacă în Parlament este unul agresiv, este unul care înjură, este unul care are un astfel de comportament violent, vor considera de cuvință că și în societate ei poate să aibă un astfel de comportament violent. Și din punct de vedere moral, dacă vreți, este și foarte greu să-i condamn. Nu? Dacă înjură cineva pe stradă de mamă pe altcineva, poate să spună, doamne, dar ăla de ce înjură în Parlament? Dacă ăla înjură în Parlament, poți și eu să înjur în Parlament, da? Oamenii ăștia sunt foarte periculoși, dragii mei. Și din păcate ceea ce ați văzut, momentul pe care eu l-am comentat, din păcate este doar început. Până în 2024 ei vor fi acolo și ei vor mai provoca foarte multe incidente de acest fel. Și spun asta nu pentru că aș fi Mafalda, nu pentru că aș fi Nostradamus, ci pur și simplu pentru că niște oameni cu un asemenea caracter, cu asemenea educație, niște oameni atât de josnici, nu au cum să facă altceva. Și nici nu au înțelepciunea să se schimbe sau măcar să nu iasă în evidență. Că maimuța săracă vrea să urce cât mai sus în vârful pomului. Și cu cât se urcă mai sus, cu atât îi se vede mai bine fundul roșu.